Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând puternic de aplauze pentru Georgiana Lupu! Bună seara! Bună seara! Haideți cu un rând de aplauze, vă rog, am foarte multe emoții. Până la urma urmei, e prima oară când calc în civilizație. Numele meu este Georgiana. Îmi place să le spun tuturor că sunt albă. Când m-am născut, mama știu că l-am șlat pe tata. Apoi a încercat să ascundă asta spălându-mă cu as. Când eram mică, îmi plăcea mult să joc ascunsa. Cea mai bună ascunzătoare a mea era umbra. Da. Îmi place să merg la mare. Prima oară când am fost la mare, era o femeie pe un cerșaf alb, se uita lung la mine și m-a întrebat: stați de mult, nu? Îmi place să merg la munte, dar acolo m-am despărțit de primul meu iubit. A văzut cum mâncau urșii din tomberoane și a spus, fără supărare, dar urșii polari nu fac treaba asta? Minunat! Genial a fost! Am fost într-o vacanță în Africa. Acolo maimuțele aruncau cu fructe din copac. E pericol în România. Babele aruncă cu borcane și apă fiartă. Borcane și apă fiartă! Singura femeie de care fuge Bendeac o cheamă depresia. Am despichelul ceva. Doar să nu mă ia la bătaie, oricum am făcut atletici și le-am cu fuga. Nu sunt genul violent. Recent am aflat că un vecin de-a lui Chelu a murit. Din ce spun sătenii, capra vecinului a ajuns la iarba lui Chelu. Ce bine ar fi fost. Întrebați-mă dacă cred că Chelu este rasist. Vă răspund printr-un singur cuvânt, negreșit. Wow, negreșit! Băieți, nu mă mai chemați la întâlniri pentru cafea sau suc, că nu ies. Când e vorba de mâncare, da, ies. Aici Delia mă înțelege perfect. Dacă Delia ar dona cât mănâncă într-o săptămână, ar hrăni o lună triburile din satul meu. Nu e nevoie în magazine să țin distanța de 2 metri. Întotdeauna au avut grijă ceilalți de treaba asta. Wow. Bun. Relaxează-te că este foarte bine. Deja da. Crede-mă că... Crede-mă că e a treia oară în viața mea când merg pe tocuri. Deci am un pic de... Mi-e frică să nu mă duc pe aici, pe jos, cu 80 de kg ale mele, că scut o vacă. Îmi plac tatuajele, după cum vedeți, am și eu câteva. Prima oară m-a durut, a doua oară nu m-a durut, exact ca la sex. Prima oară te doare, a doua oară începe să-ți placă. Și următorul, și următorul, și următorul, și următorul. Mamă, mai am o leacă și ca jos. Mai am despre Jador, despre Vadim, dacă mă lăsați să zic, nu știu. Jador este din Bacău și vreau să spun ceva despre el. Mi-aduc aminte primului debut. Stăteam la geam și mă uitam și dintr-o dată aud: hai la Pepe, la Pepe ne avem. Astea au fost primele lui lecții de canto. Acum te lauzi ca inele de 24 de carate. Înainte te bucurai la o mână de cupru. S-a luat frumos, în toate pozițiile s-a luat. Și despre Vadim? Înainte să moară Vadim, l-am întrebat: ce are împotriva ungurilor? Săbi, cuțite, pumnale, pistoale. Băi, ești nebun. Bine. Și cam asta am fost eu. Băi. Bine, mă! Wow! Ce surpriză, mă! Ho!
Bă, mă fascină. Autoironia, dar în același timp am fost și mai fascinat în momentul în care s-a terminat numărul și am văzut că această autoironie este de fapt extraordinar de natural. Extraordinar de natural. De unde, adică bănuiesc de unde, dar spune-ne ceva despre accentul tău moldovenesc. Cred că e din Moldova. Da, eu stau în Bacău. Ok, culmea, nu? Te-ai născut în Bacău? Nu m-am născut în Bacău, m-am născut în București, aici. Aș putea spune că am aceeași poveste ca lui Tupac. Amândoi ne-am născut în pușcărie. Te-ai născut în pușcărie? Da. Cum s-a întâmplat asta? Mama ei cred că era în pușcărie, cred. Da! Bravo! Vezi, bă, cât de deștept sunt! Excelent! Nu m-aș fi gândit! Întotdeauna o mână întinsă către colegul meu. M-am născut în pușcărie, ca și Tupac. Alții ar fi făcut o dramă din chestia asta. Și ar avea și de ce să facă, adică nu pe nedreptate. Dar ea a găsit un mod de a trece mai ușor peste chestiile astea. Știi? Îmi place foarte mult, ești foarte simpatică. Eram curioasă despre tine. Spuneai că ai făcut atletism. Vreau să mai povestești un pic una alta despre... Hai să râzi, dar normal ce am vrut eu să mă fac când eram mică era cântăreață, dar toată lumea m-a împins la sport. Și na, îmi place să compun, le am cu rimile, fac poezii. Am făcut sport de performanță atletism. Cu toate că nu am avut părinți lângă mine, am încercat să trec de fiecare problemă și etapă a vieții mele. Nu am crescut cu părinții mei, din păcate nu-l cunosc tata deloc și țin la el foarte mult. Chiar am scris, mi-am făcut un tatuaj love tata, adică în engleză. Nu le-am cu engleza, dar mi-am făcut tatuajul. Așa? Și în rest, negresul moldovean, că n-a înțelegeți voi. Bă, să știi că în această situație, povestea nu a fost deranjantă. A completat tot ce era acolo. Minunat! Minunat! Auzi, ai spus că faci... Atletism și Bob. Hă? Bob? Bob. 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 Am făcut, da. Știi sportul ăla dement când o iei cu un tomberon la vale într-o inconștiență totală? Nu e simplu deloc. În România? Da, în România. Sunt dublă campioană în 2018. La Bob. Pe țară. De la vârsta de 11 ani am făcut sport până la vârsta de 22. Am făcut sport de performanță, atletic și bob. Am luat o grămadă de premii, am ieșit și dublu campioană pe țară la bob. Hai! Vicecampioană la atletism. Am zis, bă, ăsta e pentru mine, fiindcă era și adrenalina aia. Și trebuia să dau mai multe afară din mine, cum ar veni, ca să mă descarc și m-am descărcat prin sport. Am foarte multe medalii, cupii, am peste 80 de medalii. Băi, deci așa ceva, așa ești ceva... Ești un om foarte, foarte mișto. Mulțumesc frumos. Și o femeie puternică. Mulțumesc frumos, da. Încerc. Pare un copil care s-a luptat cu niște lucruri, care a crescut în condițiile în care a crescut și faptul că poate să zâmbească și să vină și să facă un număr despre... o problemă din ziua de azi numită rasism, mi se pare că trebuie să stai foarte bine în picioare și să fii foarte echilibrat aici, foarte, foarte inteligent emoțional, nu știu, foarte... tu să fii bine cu tine, știi? Știi că rar mi-a fost dat să întâlnesc niște oameni care să fie atât de iubibil de la prima respirație, știi? Am iubit-o din prima secundă. Ești... Leșim pe aici, Bendea, când vorbești, nu știu, adică din cauza că... Din cauza călduri. Nu mă așteptam să fie așa, mă așteptam să fie rău, nu știu. Pe bune? Deci, da. Dă-mi voie să spun că ești minunată, adică mulțumesc. Chiar ești minunată. Și ce crezi? Și ce crezi? Mă plec în fața voastră. Ai șanse de a câștiga acest sezon. Nu știu... Nu m-am Stim gândit eu. Atât de departe, m-am rugat să ajung măcar până în finală, nu știu, restul, nu știu ce să zic. Iar plângi, mă! Iar plângi ăsta, mă! Eu personal n-am mai auzit o poveste atât de impresionantă de când sunt aici și pe cineva care să fi depășit atât de multe vicisitudini. Stânge. Ești tu la cameră, că n-are rost să... Da, mă, da, ce? Deja v-ați obișnuit, mai trebuie să mai...
Aș adăuga și eu câteva chestii. Mi s-a părut un număr extraordinar de autocritică constructivă. Trebuie să-l contrabalansez, pentru că el a aruncat atâta emoții în sală încât suntem pe cale să ne înnecăm. Așa, continuă să faci ceea ce faci. M-am înscris din primul sezon. Adică nu e ca și cum... De vreo 10 ori m-am înscris la emisiunea asta. Așa e. Ai stat în umbră atâta timp. Bine, nu. Fie. De la noi mai puțin, de la alții mai rău. Să vedem voturile.